Salutare oameni buni, astăzi vreau să vă arăt cât timp durează montarea suportului de bicicletă Thule Velo Compact 926 de la aleo.ro. Mai întâi îl montăm pe cârlig, iar aici are un reglaj de la această rotiță ca să se potrivească cu fiecare cârlig de la diferite mașini. Apoi, pasul următor, și aici e nevoie de atenție, este să împingem această bară în jos până când acele bolturi ajung în poziția care trebuie, până în jos de tot. Bara aceasta ne ajută să stea bicicletele drepte. Apoi conectăm priza ca să avem semnalizări și stop. Și acum putem să închidem portbagajul. Asta în cazul în care ai scos suportul din portbagaj. Un alt aspect important este că el intră în portbagaj dacă ai unul cât de cât spațios. Apoi e nevoie să desfacem aceste bride unde vor veni roțile. Dat fiind că e nou, ele ies un pic mai greu până se uzează și putem să montăm bicicleta. Aveți grijă astfel încât pedala dinspre mașină să fie mereu în mijloc, acolo, să nu fie în spate pentru că se va atinge de braț. Strângem cu mâna și închidem suportul cu cheia, astfel încât să avem o minimă siguranță, dar nu vă bazați pe această închidere. Prindem bridele la roți și acesta este ultimul pas, iar după cum puteți să vedeți, ne-am încadrat în puțin peste 2 minute, cu tot cu montajul suportului, lucru ideal.